Ieri, în incinta gimnaziului românesc numărul 6 din orașul Cernăuți a avut loc lansarea revistei pentru copii Prichindeii prin concursul Colegiului de Redacție Liga Tineretului Român Junimea și al suportului financiar al Consulului General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, și al ministrului consilier Ionel Ivan. De ce am venit pentru prima dată la gimnaziul numărul 6? Pentru că ne leagă foarte mult de acest gimnaziu și dorim ca acest gimnaziu să constituie o carte de vizită a comunității românești din orașul Cernăuți, ca de fiecare dată atunci când vor veni cineva, fie de la Chiev, fie de la București, în ospeție, această unitate, instituție de învățământ să fie, într-adevăr, una la un nivel european. Prichindel și, în plural, Prichindeii, deci avem un prichindel și mai mulți prichindei. Sunt copii, prichindeii sunt copii care vor să învețe, ca și dumneavoastră, văd ochișorii dumneavoastră foarte, foarte țintiți pe această frumoasă revistă, revistă pentru copii, așa cum au și clasificat-o cei care s-au gândit la dumneavoastră și s-au gândit ca să aveți o astfel de revistă pentru a veni în ajutorul dumneavoastră acasă sau în afara orelor de la școală. Pentru că la școală aveți foarte multe cărți, nu? Câte cărți aveți? În clasa 1 câte cărți aveți? Aveți vreo 4-5, nu? Ce aveți? Română, abecedar, var, matematică, ce mai aveți? Limba ucraineană și engleză. Și engleză. 5 cărți. Și în clasa a doua? 7 cărți. Dar aici, acasă, aveți o singură revistă foarte interesantă pe care domnul președinte al Ligii Tineretului Român din regiunea Cernăuți, Junimea, domnul Vitalie Zâgrea, a și prezentat-o. Aveți posibilitatea să cunoașteți alte cunoștințe la fel de importante, cele pe care le cerneți în clasă, la școală, dar acasă, într-o formă mai distinsă, puteți să folosiți acest jurnal pentru diverse situații. Puteți să vă jucați, dar jucându-vă dumneavoastră obțineți cunoștințe foarte importante. Înțelegem foarte mult ce înseamnă atunci când în biblioteca voastră personală nu aveți o carte sau o revistă care să fie revista voastră în limba română. Și iată, astăzi, prima rândunică vine, odată cu această primăvară, spre biblioteca voastră, spre voi, dragi copii, pentru că să ai o revistă, să o răsfoiești, să citești, să-ți găsești aici prietenii sau semenii tăi dintr-o altă școală din regiunea Cernăuți, înseamnă foarte mult. De aceea, revista Universul Prichindeii se numește, adică voi sunteți Prichindeii, aici vă găsiți și pe voi și pe semenii voștri, aici vă îndemnăm și ca dumneavoastră sau voi copiii să scrieți, să colorați, pentru că este o revistă în care găsiți de toate. Și cum se scrie primele litere, găsiți și cum se modelează din plastelină un animal sau o floare. De asemenea, găsiți și veți afla care sunt florile primăverii, care sunt cele mai însemnate recorduri înregistrate de copii, ca și voi, în diverse domenii. De asemenea, aflați și legenda mărțișorului. Eu mă bucur pentru dumneavoastră, pentru că aveți o asemenea posibilitate de a vă distra, de a vă juca acasă într-o formă foarte, foarte pragmatică și foarte necesară. Și mai cu seamă mă bucur că avem acest proiect. Este un proiect bucovinean, să-l numesc eu. Este un proiect care, iată că, unește tineretul român și ucrainean din Bucovina și un tineret care dorește ca să ajute generația care vine după ei.